Da, abia așteptăm pe Lidia Fecioru să ne spună cum e cu energiile și ce trebuie să facem. Dar avem aici niște specialiști care ne pot spune ce să facem atunci când vine vorba de mișcare, de sport, de nutriție și de tot ceea ce trebuie să... Ca noi să fim sănătoși, bineînțeles, dar să avem și o viață, zic, frumoasă. Și pentru că Florin Nebi și Dragoș Caba au fost mai devreme, au pus la antrenamente pe Ramona și pe Șerban, s-a alăturat și domnul doctor Șerban Damian, care este nutriționist în această nouă academie numită Nebi Fitness Academy. Aici unde, practic, voi scoateți niște antrenori... Noi formăm următorii antrenori din industria fitness-ului, da, da. Și, sincer, pentru noi, de fapt, pentru mine a fost inițial, după care și pentru colegii mei, este un next step față de ceea ce facem în momentul de față, pentru că trebuie să ne adunăm toată educația pe care noi o cunoaștem legată de fitness și să o transmitem mai departe viitorilor antrenori, lucru care, sincer, nu este chiar ușor de făcut. Dar tocmai de aceea am adus da, o parte dintre specialiștii ce vor face parte din această academie. Și cu siguranță și cu ei, dar și cu ceilalți care mai fac parte din echipa noastră, cred că vom da cea mai bună educație viitorilor antrenori. Foarte tare! Antrenori care la rândul lor ne vor ajuta pe noi să avem o viață sănătoasă în primul rând. Domnule doctor, ce trebuie să facem? Cum trebuie să mâncăm? Nu știu, ce trebuie să facă un om obișnuit? Sau care sunt greșelile pe care nu ar trebui să le facă un om obișnuit atunci când vine vorba de alimentație sănătoasă? Vă dați seama că răspunsul este extrem de complex, dar cred că ideea de bază sau să nu ne complicăm prea tare, să keep it simple, adică haide să nu ne gândim că nu știu ce aliment are 7000 de antioxidanți și nu știu, pentru că intrăm deja într-o zonă în care ni se pare prea greu să mâncăm. Ori noi mâncăm din când ne naștem până când nu mai suntem. Câteva principii simple, na, le cunoaștem toți, mai le respectăm cu pauze, dar e vorba de echilibru, de moderație, de varietate. Asta trebuie să facem, să nu încercăm să pierdem din vedere faptul că e important ce intră în organismul nostru, pentru că alimentația ne aduce combustibil, ne aduce nutrienți, ne ajută să ne refacem zi de zi, dar pe de altă parte, iarăși spun, să nu cădem în capcana de a ne complica viața încercând să calculăm nu știu câte calorii, să sau ne să gândim care e cea mai... Quinoa, exact, și să facem numai smoothie-uri din plante exotice cu nu știu ce semințe din Himalaya. Da, exact. Nu zic că e ceva rău, dar ajungi la un moment dat să te simți pierdut în universul ăsta și să pierzi din vedere că și un măr este la fel de hrănitor și sănătos și lie din grădina bunicii. Da. Și o roșie de sezon este plină de antioxidanți, că tot am pomenit de ei. Deci putem să fim, să ne hrănim sănătos și rămânem la lucrurile noastre obișnuite. Șerban, de când aștept să spun Șerban? Da, se întâmplă foarte rar să întâlnesc pe cineva pe care îl cheamă Șerban. Cum ar trebui să arate meniul unui om foarte, foarte stresat și care lucrează foarte mult? Un om foarte stresat ar trebui să aibă un meniu de relaxare, în primul rând, să-și găsească... Nu îmi vorbesc de alimentație, nu pot să rezolv, sincer. Acum partea cu stresul și cu agitația zilnică și cu probleme... Dar e o componentă de toată această... Să zicem un om care e ocupat revenire și n-are timp să se așeze la o masă, ce-și ia cu el sau cum să facă astfel încât să mănânce cât de cât sănătos? Haideți să luăm treptat. Dimineața cred că oricare dintre noi are 5 minute să mănânce măcar un sandwich, un ou, un iaurt, niște cereale, un baton, lucruri minimale pe care le poți prepara în câteva minute. Apoi peste zi, acele gustărele, hai să nu le facem din chipsuri și tot felul de porcării, ci să le facem din fructe, să le facem din semințe, din nuci. Iar masa de prânz eu n-aș negocia, adică oricât de ocupat ești, ar trebui să-ți faci timp să iei la tine într-o cutie, dacă nu poți să te așezi la o masă undeva, la un restaurant sau la tine acasă, îți iei niște legume, îți iei o salată, îți iei un orez, îți iei un piure și alături de o sursă de proteină care poate fi o banală carne făcută la grătar sau la, sau cuptor, la cuptor, exact, condimentat frumos, să fie gustos, să fie atractiv. Masa de seară rămâne o opțiune, dacă vrei o mănânci, dacă nu, nu, dar și aici poți să mergi pe lucruri simple, un pește, câteva legume, să spunem. Iar dacă nu ai probleme de greutate și ești o persoană activă, hai să nu ne ascundem pe deget, poți să mănânci și niște paste, poți să mănânci o felie de pizza, adică
putem să mâncăm sănătos și echilibrat și cu integrând niște preparate care tradițional nu sunt foarte și acceptate. Porțiile să rămână normale. Decente. Asta, da, să nu le mărim. Uitându-mă la tine, Dragoș, înțeleg că ai făcut peste 15 ani de not și 10 de fitness și așa... Doar ce am împlinit 32 și 27 de sport. Mamă! Wow. Înainte și felicitări, o condiție mulțumesc. Fizică. Mulțumesc foarte mult. Și tu ești head coach, nu? Adică, da. Practic, tu ești șeful antrenorilor, sau cum să zic? Cum să fac o traducere așa? Oarecare pentru... fel spus, da. Uitându-te așa la noi, crezi că am fi vreunul bun de antrenor la da, bineînțeles. Academie la Nebi? De ce? Da? Cum crezi că am putea să ne apucăm? Dacă facem cursul și vedem multe ori cât din acel cumul de informații vi-l însușiți, de ce nu? Ce trebuie să aibă un antrenor în principal? Un antrenor personal? Din păcate, ca și în domeniul nutriției, este un amalgam de calități pe care trebuie să ți le însușești sau să le... Dar să vedem care e cea mai importantă calitate a unui personal trainer? Cea mai importantă, cele mai importante, de fapt, sunt informațiile în privința fiziologiei organismului, anatomiei, a funcționalității organismului în general, pentru că pe parcursul sesiunii de antrenament ești direct responsabil pentru sănătatea clientului tău. Da, dar trebuie să interoghezi bine de tot, așa e, Florin? Scuză-mă un pic, Dragoș, e foarte important ca trainerul, chiar după ce a terminat cursul, dar și pe parcursul profesiei pe care o face, să rămână open, să continue să studieze, să continue să acumuleze informații, pentru că totul industria se schimbă, da. Corpul uman se schimbă, fiecare persoană are un metabolism diferit, fiecare persoană funcționează cu anumite principii, cu anumită abordare și tocmai de aceea credem că un trainer trebuie să fie deschis tot timpul pentru a acumula informații noi. Asta faceți voi în permanență, nu? Asta facem noi în permanență și cred că cu toții suntem de acord că un coach bun trebuie să știe și puțină psihologie, da. Trebuie să știe și puțină nutriție și antrenament, bineînțeles, biomecanică, fiziologie și așa mai departe. Deci trebuie să știe puțin din toate ca să poată să transmită informația așa cum trebuie către client. Ai avut vreodată clienți care au venit și, să zicem, nu erau foarte determinați, dar ai reușit să scoți din ei maxim? Da, cumva contează foarte mult abordarea și modul cum te poziționezi tu față de client. Dacă încă de la început clientul vede că tu ai anumite reguli peste care nu treci, dacă vede că ești foarte consecvent și îl susții, că asta e foarte important, să-l susții atât în antrenament cât și în afara lui, chemându-l la sală, făcând tot timpul presiune pe ideea de a avea constanță, o să reușești într-adevăr să-l faci pe acel client. Asta e foarte important, cu chematul la sală. Pentru că eu i-am dat un mesaj acum, trebuie să recunosc, ca să spun lui Florin, băi, o să vin eu la sală, unde ești, nu știu ce, da, mă, te aștept. Între timp s-au îndreptat alte chestii și n-am mai ajuns. De aia sunt așa plin de mochi. Dar am vorbit mai devreme și a zis Șerban că o să vină. Deci... O să se ducă Teddy la școală, îl duc la școală în clasa pregătitoare și au resala, el chiar lângă școala lui Teddy și atunci o să fac și un... Foarte tare, eu mi-amintesc de... O oprire acolo. Eu am foarte mare încredere în el, mi-mi place foarte mult ce face el, îmi place că el abordează în mod profesionist toată treaba asta, pentru că trebuie să recunosc. Eu acum spun ca un om care e în afară industriei, e plin de tot felul de coach, de antrenor, eu sunt convins că nu toată lumea poate să facă chestia asta. Tocmai de aia trebuie să vii să urmezi o academie, să-ți explice lucrurile astea, să le faci de așa manieră, nu neapărat în spatele blocului. Da, cu siguranță. Și uite, spre exemplu, un plus pe care noi îl avem la Academie este că, spre deosebire de ce există în momentul de față pe piață, la noi un curs durează 2 luni, spre deosebire de celelalte care oferă o singură lună. Noi practic le oferim posibilitatea celor ce intră în acest curs să asimileze mult mai bine informația. Nu vrem să îndesăm efectiv toată materia, pur și simplu le dăm timp să digere tot ce le transmitem noi.
fiecare dintre noi în cadrul cursului. Deci, practic, un om care vine acolo trebuie să plece cu toată informația din toate planurile legate de aspectul fizic, de nutriție și de tot ceea ce mai departe, și mentalul, că și asta e important. Și mai departe, pentru că vorbim și despre branding, vorbim și despre marketing, cum să te poziționezi pe piață. E foarte important ca un trainer să-și găsească, un coach să-și găsească poziția pe piață. Că dacă am face toți bodybuilding, ok, unde te-ai mai adresa? E foarte greu, dar nu? Sunt persoane, spre exemplu, oameni de rând, care vor să meargă pe ideea de body and mind și atunci trebuie să ai o anumită abordare. Sunt altele care vor să meargă către activități outdoor și trainerul trebuie să se promoveze în direcția asta. Și să se plieze și asta, pe ceea cumva ce învățăm, da. Îi învățăm cum să facă lucrurile astea mai departe. Mă, nu-i ușor. Nu-i ușor. De-aia, dar cine n-are un Nebi să-și ia, vorba aia. Mulțumim mult, Florin Nebi, doctorul Șerban Damian, dar și Dragoș Caba. Da, domnul de Paște.